Elisabeta Rizea, descoperită după Revoluție ca eroina a luptei anticomuniste din România. S-a născut în această zi la Domnești, în județul Argeș. A fost nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța, ucis de securitate în 1948. Împreună cu soțul ei a sprijinit activ grupul de rezistență anticomunistă Arsenescu Arnăuțoiu în Munții Făgărași. A fost arestată și torturată de autoritățile comuniste în 1952 și 1961. A executat 12 ani de închisoare. Povestea ei a devenit cunoscută publicului în urma unui interviu din 1992 inclus în documentarul Memorialul Durerii de Lucia Hosulongin. N-ați uitat? Pe cum să uite așa mă fac? Numai când m-am bătut. L-a bătut? Ba, nu. S-a uitat la mine, că-s frumos. Câți ani aveți? 39. A fost bine? Aveți copii? Păi cum? Rămân nicio. Îmi bată și familia. Dacă românii ar fi știut despre curajul ei, poate că frica, resemnarea și lașitatea nu s-ar fi instalat odată cu instaurarea guvernării comuniste. Oamenii știau însă doar de bandiții din munți și teroriști. Grupul Haiducii Mușcelului se formase în 1947 și avea în componență mari industriași și proprietari de fabrici și mori, avocați, foști deputați și ofițeri care s-au înarmat și au depus jurământul cu mâna pe cruce și cu cealaltă pe carabină. Elisabeta Rizea i-a ajutat cu hrană și informații pe cei din munți și i-a tăinuit pe cei care se grupaseră în jurul colonelului Gheorghe Arsenescu și locotenentului Toma Arnăuțoiu. Gheorghe Rizea, soțul ei, se afla și el printre cei cunoscuți drept Haiducii Mușcelului. Eroina necunoscută timp de 35 de ani a decedat pe 6 octombrie 2003.